Bărbatul le-a ademenit pe cele două verișoare spunându-le că vrea să le dea must. Copilele au căzut în plasa vecinului, au intrat imediat în locuința bărbatului, care a profitat de ele. În fapt, acesta este bănuit că ar fi executat acte specifice infracțiunii de viol față de două fetițe de 5 ani din aceeași localitate. Bărbatul a fost încarcerat în centru de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Dolj. Bătrânul este vecin cu cele două copile. Este văduv, are doi copii căsătoriți și locuiește singur. Localnicii sunt șocați de cele întâmplate. Edilul susține că nu a dat niciodată de bănuit. Este incalificabil. Este un gest care... Pentru că nu poate orice ființă nu poate să fie de acord să pot să mă abuzez din fetițe de 4-5 ani. Deci eu o să vorbesc despre lucrurile astea pentru că fiecare dintre noi avem copii și numai în pielea părinților să nu fie pus când apar situații de genul ăsta. Nu a fost cunoscut, era într-adevăr o persoană mai tăcută, dar... N-au fost niciun fel de probleme de genul să fie cunoscut sau cel puțin, vă dați seama, sunt 72 de ani de viață pe care are și noi, cel puțin în ultima perioadă, n-au fost situații în care să fie semnalate, să aibă un antecedent. Astăzi va fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Segarcea în vederea luării unei măsuri preventive.